Spunem bună dimineața și bun venit în casa Domnului la această oră, poate matinală pentru unii, dar binefăcătoare pentru noi toți. Sperăm să fie sala mult mai goală, mă bucur că totuși e cineva în sală. V-am văzut și anii trecuți că la prima oră prea puțin din la adunare, dar să știți că Domnul binecuvintează și aceste începuturi, chiar dacă sunt slabe. Dacă este să ne amintim, zilele acestea noi ne-am ocupat de un subiect foarte important, Sfințenia lui Dumnezeu și credincioșia Lui. Și s-a citit textul de la 1 Petru, capitolul 1, în special versetul 16. Am auzit și mi s-a vorbit despre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut, și anume că Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos sfințenie pentru noi, că Domnul Iisus Hristos este credincioșie și El se ține de promisiunile pe care le-a făcut, că El este fidel acelor făgăduințe care le-a promis răscumpăraților Săi. Chiar dacă astăzi sfințenia pare ceva demodat și dacă este să vorbim între cei tineri, observăm că este un lucru care pare superficial, este un lucru excentric, sfințenia este numai pentru biserică, pentru anumite lucruri care le pot spune într-un loc undeva acolo, sau pentru alții este pur și simplu o slăbiciune. Așa este considerată de unii. Dar pentru noi cei credincioși, sfințenia, după cum este un verset, este podoaba casei lui Dumnezeu. Reamintesc, ieri și în special dimineață, mi s-a atras atenția despre această sfințenie care vine de la Dumnezeu. Unii consideră că sfințenia aceasta poate fi un târg cu Dumnezeu. Și spun așa, merg la biserică, sunt și eu aproape de cum cere Dumnezeu. Dar nici prea mult nu-i bine. Și spune, Doamne, mai las eu, mai las tu și cădem așa la înțelegere. Să știți că nu se poate așa ceva în viața de credință. Poate să fie o viață paralelă cu credința, dar copilul lui Dumnezeu, cel care este născut din Dumnezeu, va trăi în sfințenie. Această sfințenie are o implicare actuală în viața noastră a fiecăruia. Aș vrea să mă axez acum pe câteva puncte referitoare la această temă. În primul rând, sfințenia este o cerință și responsabilitate. Am numit așa pentru că versetul spune așa, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Cerință și responsabilitate. Pentru cine este această cerință? Pentru mine? Pentru tine? Pentru fiecare dintre noi. Dacă nu o luăm pentru noi, degeaba venim la adunare. Lucrurile care le auzim aici trebuie să fie luate pentru noi și practicate în viața noastră. Nu doar ca să le auzim și apoi să le uităm. La 1 Tesaloniceni 4, versetul 3, mi se spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Deci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. De aceea este o cerință pentru mine care sunt mântuit, care a beneficiat de harul acesta al iertării prin Domnul Iisus Hristos. Nu este o opțiune. Cu opțiunea faci ce vrei. Dar atunci când înțelegi că este o cerință din partea lui Dumnezeu, am putea spune că ar fi sau că seamănă și cu o poruncă. La acestea nu ai ce comenta. Trebuie să te supui și să împlinești. Apoi mai este un lucru. La tot la Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 7. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție. Și aici am putea continua noi. Nu ne-a chemat la șmecherie, nu ne-a chemat la diplomație, nu ne-a chemat la ambiții, nu ne-a chemat la răutate, nu ne-a chemat la ironizare, nu ne-a chemat la nesupunere. Și am putea încheia această paranteză. Dar fiecare poate să continue. Și ne-a chemat la sfințire. Așa spune cuvântul Domnului. Ne-a chemat la sfințire. Și auzeam și ieri că sfințirea aceasta o avem prin Domnul Iisus Hristos, o primim de la El, dar apoi este un proces care continuă toată viața noastră. Deci nu putem spune că am ajuns undeva la sfințire, mă opresc și gata. De acum încolo nu mai trebuie. Nu. Este un proces continuu în viața noastră. Apoi mai este un lucru pe care l-am notat din Evrei. Capitolul 12, versetul 14. De ce ne este necesară sfințirea? Acolo mi-a atras atenția ultima parte a versetului. Zice că fără ea nu-L putem vedea pe Dumnezeu.
Deci trebuie să reținem acest amănunt. Fără sfințire sau fără sfințenie în viața noastră, nu îl putem vedea pe Dumnezeu. Nu zice acolo că fără un grad de maturitate, că fără nu știu câte lucrări făcute în biserică sau la orfelinate, nu zice că fără nu știu ce misiune nu o să-L vezi pe Dumnezeu. Ci fără sfințire, care aparține de tine, de mine personal, care trebuie să fie în inima mea. Câți nu se înșală? Vin la biserică, au o activitate religioasă, dar dacă se uită atent în viața lor, observă că nu este așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și vine ideea aceasta. Ei, lasă că Dumnezeu nu fi chiar așa de drept. Mai lasă El, mai las eu și dăm un păcat noi până la urmă pe toate. Nu se poate. Fără sfințire nu-L vedem pe Dumnezeu. De aceea, toți care suntem aici, trebuie să reținem lucrul acesta și să ne punem viața în rânduială după cerința lui Dumnezeu. Responsabilitate. Spuneam, cerință și responsabilitate. Domnul spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă Domnul nostru este sfânt, El vrea ca și noi să semănăm cu El și să fim sfinți. De ce? Pentru că El a făcut totul pentru ca noi să fim sfinți. El a murit pe cruce pentru noi, El ne-a dat iertare, El ne-a curățit, El ne-a pus în această stare, El ne-a pus deoparte pentru El. Și acum, trebuie să fie și responsabilitatea noastră de a menține această sfințenie. Bineînțeles, după ce înțelegem pe deplin suferințele Domnului Iisus Hristos și lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi. Pentru lucrul acesta sunt doi pași. Step 1 și step 2. Și am găsit un verset în care spune despre dorință. Noi trebuie să dorim sfințirea. Dacă nu dorim sfințirea în viața noastră, nu o să fim niciodată sfinți. Și era un citat. Ce-ți dorești sau care este țelul tău, cu siguranță că-l vei ajunge. Dar dacă țelul tău este nimic, fii sigur că deja l-ai și câștigat. Ați înțeles? Dacă țelul tău este nimic, l-ai și ajuns. Nimic. Dar dacă ai un țel, dacă ai o dorință, trebuie să aspiri și tot timpul trebuie să urmărești și să nu pierzi din vedere lucrul acesta. De bună voie trebuie să dorim această sfințire. Nu este cineva care ne împinge de la spate, care ne biciuiește și care caută să ne îndrume pe calea aceasta. Cei din România știu acea frumoasă expresie la căsătorie. De bună voie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie. Și ni s-a spus ieri despre fidelitate. Dumnezeu este credincios și este fidel nouă. Dar noi, de bună voie și nesilit de nimeni, îl urmăm pe El. Dorim ca să fim ca și El, sfinți, fără pată, ca Domnul nostru? Primul pas, dorința noastră. Și apoi este pasul al doilea, trăirea practică. Și mi-a plăcut de un comentator cu ceva vreme în urmă care spunea în felul acesta, că la el venea cineva care să fie consiliat și a spus, păi tu nu vrei ca să scapi din situația în care ești. Să tot ducea ba la un pastor, ba la altul cu problemele lui și spunea că mereu se afundă și mereu repetă păcatul respectiv. Și la un moment dat, acest pastor i-a spus, stai un pic, problema nu este la Dumnezeu. Problema nu este că tu nu poți intra prin biserica să roage pentru tine. Tu nu vrei. Problema este la tine. Tu trebuie să trăiești. Tu trebuie să iei prin credință lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. La fel și noi. Trebuie să luăm prin credință lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot să trăiesc în sfințenie cu Domnul meu. Domnule Iisuse, am început astăzi o nouă zi. Ajută-mă să trăiesc cu Tine. Și Doamne, îți mulțumesc de acum, de dimineață, pentru biruințele pe care deja mi le-ai dat. Pentru biruințele pe care Tu le-ai câștigat și pe care mi le dai ca să intru eu în ele. Iar în altă parte spune, pentru faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte pentru noi. Trăirea practică în sfințenie. Asta înseamnă îngândire, ca gândurile noastre să ne facem roabe ascultării de Hristos. Și la acest nivel al gândurilor noastre, unde nu poate pătrunde mama, tata, unde nu poate pătrunde soțul sau soția, părinții sau cei din adunare, poate pătrunde Domnul, dar eu. Trebuie ca această sferă a gândurilor mele să o sfințesc. Adică să o aduc sub jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi să trăiesc la nivelul gândirii mele în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Apoi în simțăminte. Simțăminte sfinte. Sfinte față de cei dragi,
la simțăminte sfinte față de cei din biserică, față de frații pe care îi iubim, care ne sunt simpatici, la simțăminte sfinte și față de cei care ne sunt antipatici. Pentru că sunt, nu este așa? Dar atunci când ai simțăminte sfinte, nu jignești, nu te porți rău, cauți totuși pacea, așa cum ne spune Domnul nostru. În atitudini. Să ai atitudini pozitive și nu negative. Atitudini sfinte. Și apoi acțiunile concrete, trăite în lumină, în prezența Domnului. Fii și tu sfânt, pentru că eu sunt sfânt. Așa am putea parafraza versetul nostru. Domnul ne cere lucrul acesta, pentru că ne-a dat un model, dar ne-a dat și puterea ca să trăim în sfințenie. Important este, vrei tu? Vreau eu să trăiesc în sfințenie? Domnul să ne ajute. Și dacă vrem, se poate. Sfințenia nu este ceva ocazional, nu sporadic, nu din când în când, ci este iarăși un verset care spune în toată purtarea voastră. Nu numai atunci când ai momente favorabile în viață, nu numai atunci când îți convine ție, ci în toată purtare. Domnul dorește lucrul acesta de la noi. Pentru că și Domnul Iisus Hristos, în toată viața Lui, a arătat sfințenia care se pogora de la Dumnezeu. Indiferent de situațiile nefavorabile din viața Lui, indiferent în ce situații s-a aflat, El a trăit în sfințenie. Și dacă Domnul Iisus Hristos, modelul nostru, a trăit așa, și noi suntem chemați să trăim toată viața noastră și nu ocazional în sfințenie. Erau doi vecini. Unul era credincios și unul necredincios. Poate ați mai auzit întâmplarea aceasta. Și cel necredincios îi făcea necazul celui credincios. Și a început pentru că îi se părea lui că acest credincios este prea sfânt, să-i facă necazul. A început să-i arunce gunoi în prima zi, în fața casei, peste gard. Arunca și a doua zi. Dar cel credincios, împreună cu familia, a zis, măi, hai să-i facem ceva. Și copilul zice, tata, hai să aruncăm înapoi gunoiul. Soția zice, păi hai să-i facem altceva. Și tatăl a zis, nu, noi trebuie să facem altceva. Și a trimis cu băiețel în spatele curții și a ales niște mere frumoase de tot. Le-a pus într-un coșuleț și le-a dat peste gard. Și omul acela, când a venit, dimineața, următoare ca să arunce gunoi, a găsit merele în coșuleț. Păi ce-o fi cu astea? Le-a luat, le-a pus deoparte și a aruncat iarăși gunoi în curtea vecinului. Și lucrul acesta s-a întâmplat de câteva ori, dar vecinul credincios de fiecare dată îi trimitea câte un coșuleț cu mere. La un moment dat, vecinul a rămas stupefiat în el. S-a dus, a bătut la ușa lui și a zis, hei vecine, ce se întâmplă? De ce? Uite, eu îți dau și ți-am aruncat atâtea mizerii, atâtea gunoaie în curtea ta și de fiecare dată mi-ai dat un coșuleț frumos cu mere. Și vecinul i-a spus, vecine, știi ce? Eu iubesc pe Domnul. Și fiecare dă ce are. Zice, gunoi ai, gunoi dă. Mere ai, mere dă. Și pentru noi, sfințenie ai, sfințenie dai. Iată ce înseamnă trăirea în sfințenie. Dăm ce avem în lăuntrul nostru. Dacă prima lecție era aceasta, fără sfințenie nu-L vedem pe Dumnezeu, lecția a doua este aceasta. Sfințenia lui Dumnezeu te implică la acțiuni concrete. Aș vrea să trec puțin mai departe și să vedem alt lucru. În viața de toate zilele, noi observăm că sunt anumite materiale care sunt impregnate în anumite substanțe, cu diferite scopuri. Vedem material care este impregnat într-o soluție care rezistă la apă. Ca să nu putrezească un material, și cei care se duc la magazine acestea mari, caută un material tratat bine, impregnat. Sunt altele care sunt impregnate împotriva focului. Și cei care construiesc case cumpără materiale care sunt impregnate în acea soluție care rezistă la foc. Și bineînțeles că sunt și alte haine sau lucruri care sunt impregnate fie într-un parfum, fie în altceva, ca să fie plăcut pentru cel care îl consumă sau care îl folosește. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Găsim și noi în Cuvântul Domnului câteva exemple în care cei care au trăit în prezența lui Dumnezeu au fost impregnați de prezența și sfințenia lui Dumnezeu. Ne aducem aminte pe Moise. S-a urcat și el sus pe munte. Și acolo a stat în prezența lui Dumnezeu. A vorbit cu Dumnezeu. Ca doi prieteni. Și după 40 de zile de petrecut cu Domnul, o relație intimă, armonioasă, el a coborât de pe munte și el nu știa un lucru.
Nu știa că fața lui s-a impregnat cu ceva divin. S-a îmbibat. Și oamenii care l-au văzut au spus: Moise, pune-ți o cramă pe față, că fața ta strălucește. Ne ard ochii. Parcă ar fi fost efectul acela de sudură. Noi trebuie să ne punem apoi comprese ceva pe ochi ca să putem să mai vedem. Puneți ceva pe față, că fața ta strălucește. Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este atotputernic. Și omul acesta lui Dumnezeu a stat în fața unui Dumnezeu de trei ori Sfânt. Și Sfințenia și prezența lui Dumnezeu s-a întipărit pe chipul lui. Da. La fel suntem chemați și noi să trăim în prezența lui Dumnezeu. Fie în căpăruța noastră, fie la adunare, fie la serviciul nostru. Și atunci când noi petrecem timp cu Dumnezeu, fața noastră va radia ceva din caracterul lui Dumnezeu. Dar atunci când nu trăim în prezența Lui, ce se vede? Se vede ceea ce este noi, ceea ce este firesc și spre care ne spunea frație. Se vede răutate, se vede mânie, se vede vorbire de rău, se vede atâtea lucruri rele. Dar dacă stăm în prezența Lui, vom fi îmbibați, vom fi impregnați în Sfințenia Lui Dumnezeu. Lecția a treia. Când stai în prezența Lui Dumnezeu, vei străluci. Aș trece puțin mai departe. Răspândește o mireasmă plăcută. Așa mi se spune că cel care este credincios va răspândi în jurul lui o mireasmă care duce nu de la moarte la moarte, ci de la viață la viață. În România, în București, era un abator pe malul Dâmbovița. Când se tăiau animale și când se dea drumul la sânge pe Dâmbovița și când erau resturi și astea trebuia foarte mult. Dar puțin mai jos, la o distanță oarecare, este o fabrică, Miraș se numea atunci. Era fabrica de șamponuri și parfumuri. Când bătea vântul din partea aceea, aducea un miros plăcut de tot, un miros de parfum. Cei care locuiau în blocurile acelea ne spuneau felul acesta: Dom'le, când bate vântul din partea aceea, închidem geamurile și totul să fie ermetic, că nu putem locui acolo. Dar zice, dimineața când vine vântul din partea cealaltă, aduce un miros așa frumos de parfum, încât deschis larg ferestrele. Era vremea trecută, se găseau mai rar și parfumurile și toate. Și totuși venea un miros plăcut. Ce m-a pus să spun cu lucrul acesta? Sunt credincioși la care îți deschizi inima, la care îți deschizi ușa, ferestrele, inimii tale. De ce? Pentru că sunt așa de plăcuți. Ei răspândesc o mireasmă plăcută, un parfum al prezenței Domnului Hristos în viața lor. Dar sunt alții care trebuie să închizi ușile toate și ferestrele. De ce? Pentru că răspândesc în jurul lor un miros neplăcut. De putreziciune, de lucruri urâte, groaznice. Așa se întâmplă cei care nu trăiesc în prezența Domnului, care trăiesc realitatea Domnului Iisus Hristos viu în viața lor, zi de zi. Ce răspândim în jurul nostru? Se spune despre o cărugăriță care era undeva pe lângă Roma. Și ea s-a dus vestea că este o sfântă. Dar papa a zis, vreau să verific lucrul acesta. Și a trimis un slujitor de-al lui să verifice. Acesta ajunge într-o seară, ploioasă, plină noroi, a bătut la ușa chiliei unde era cărugărița respectivă și a întrebat, aici locuiește? Și ea spune, da. Și apoi, pentru că vrea să încerce lucrul acesta, s-a tălunit jos și a zis, ah, măicuță, s-a tot de obosit din pe jos, dă-mi și necismele astea jos. Și măicuța respectivă s-a supărat și a zis, cum? Tu nu știi cine sunt eu? Bă, mine mă pui să-ți dau cismele acestea mâncare jos? Și apoi el s-a ridicat și a spus, da, știu cine ești. Nu ești o sfântă. Și apoi s-a dus și a spus papei, nu este așa cum îi merge vorba. Că este o sfântă. Ce pot spune celălalt despre noi? Nu este așa cum îi merge vorba, că e creștin, că e sfânt, că e ca Domnul lui Iisus Hristos. Sau suntem ca el? Vom fi puși la probă. Zilele acestea, astăzi, mâine, poimine, sunt zilele viitoare. Proba Domnului Iisus Hristos. Suntem sfinți sau nu? Ce vor zice celălalt despre noi? Aceasta ar fi a patra lecție, o mireasmă plăcută. Și lecția a cincea pe care doar o enumeră. Moștenirea părinților. Ce lăsăm în urma noastră? Am putea spune, cum, se moștenește Sfințenia? Da, se moștenește. Nu se transmite genetic prin cromozomi. Nu se transmite autosomal recesiv sau dominant recesiv. Nu putem transmite așa. Dar îi putem învăța pe copiii noștri Sfințenia. O putem transmite. Se spune de marele zid chinezesc,
că a fost făcut și pentru o perioadă lungă de ani, n-a putut nimeni ca să intre, să invadeze teritoriul lor. Dar știți cum au reușit? Nu să dărâme zidul acela înalt, nu să-l găurească, ci vrăjmașii au vorbit cu cei de la poartă, i-au mituit și a intrat unul câte unul. Și felul acesta, intrând din interior, a reușit să îi invadeze și să-i cucerească. Chinezii au învățat să construiască ziduri, au învățat strategii, dar nu au învățat un lucru, să învețe pe urmașii lor integritatea și sfințenia. Și urmașii lor, copiii, care au urmat la poartă, au dat drumul la cine îmi trebuia și a venit propădul în societatea lor. Ce vreau să spun cu această a cincea lecție? Dacă nu învățăm pe copiii noștri sfințenia, dacă nu transmitem mai departe sfințenia pe care noi trebuie să o practicăm în viața noastră, urmașii noștri vor deschide poarta la atâtea lucruri care nu sunt sfinte și de care de multe ori ne pare rău că le vedem pe terenul adunării lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.